Cu permisiunea dumneavoastră vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi la pagina 607, ediția Cornelescu, și să citim Psalmul 91, Psalm din care am fost motivați pentru rugăciune. Psalmul 91, începem citirea cu versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului de ciumă și de pusirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amează mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta, ta, da, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsfătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de pe o piatră. Vei păși peste lei și peste năpârți și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ucroti căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amen. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frași și surori, stimați oaspeței casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului, în această seară suntem împreună. Permiteți-mi să mulțumesc Domnului pentru harul pe care l-am de a putea să slujesc în mijlocul dumneavoastră, pentru momentele de părtășie, bordului pastoral, pentru că mi-a dat oportunitatea aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel, Dumnezeu Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. S-a debutat la timpul de rugăciune cu psalmul 91 și am vrut să merg pe aceeași linie a unui psalm extraordinar. Psalmul acesta vorbește de protecție de plină. Încununează cu ceva ce numai Dumnezeu poate da și îi voi arăta mântuirea mea. Orice împărat de pe pământul acesta, orice autoritate, orice partid, orice armată, indiferent cât se străduiește, nu poate reuși ocrotirea pe care o promite psalmul acesta. Să fie ocrotit de molimă, de virus, de bacterii, de microbi, să fie ocrotit de săgeata care zboară ziua sau de glonțul, parafrazăm la timpul actual, să fie cineva care să te păzească nu toate căile tale, Ești președintele Statelor Unite, câtă protecție are el când a venit covid o prins pe domnul Trump. Dar gărzii lui de corp și-au făcut. Nu au putut să-l păzească o țară. Să nu aibă, să nu tușească domnul președinte. Nu. Sunt domenii în care serviciile secrete toată armata cia ul FBI-ul, nu poate să protejeze un președinte. Cel ce scrie psalmul asta, în schimb, poate să te păzească de plin. Slăviți să fie Domnul! Că la Dumnezeu! Cum aș putea avea eu abonament la psalmul ăsta? Pentru că foarte mulți oameni ar dori să aibă abonament la psalmul ăsta. Ne place să citim. Știu că în timpul pandemiei grozam mai citeam psalmul 91 și de multe ori când începem să tușim, spuneam, domne, dar de ce oare nu, de ce tușesc, de ce am temperatură, de ce oare? Pentru că pe mine m-ar interesa condițiile psalmului 91 ca să am abonament la el. Sunt firme de telefonie sau de alt domeniu în care faci un abonament, dar abonamentul acela conține niște condiții ca să ai parte din serviciile lui. Psalmul 91 este un abonament la protecție de plină pe care o poate acorda Dumnezeu. Dar cui o acordă Dumnezeu? Numai așa că cităm noi versetul 1 sau alt verset care ne place de acolo? Cuvântul Domnului spune că cel care are parte de abonamentul ăsta la Psalmul 91 nu e o persoană care n-are probleme. Spune aici versetul 15, partea a doua, voi fi cu el în strâmtorare. Asta presupune că vei trece pe acolo. Gândiți-vă numai la și priveliște ai când de o parte sunt o serie, de o parte sunt altă serie. Numai groaza care te cuprinde la ce năcazi acolo. Dar șansa este că tu ai abonament la cineva care te poate ocroti în timp ce ceilalți îți lasă la pământ, tu ești în picioare. Care sunt condițiile? Că m-a interesat pentru mine ca să-mi pot face abonament la Psalmul 91, să calc peste toată puterea celui rău, peste șer, peste scorpii și nimic să nu mă poată vătăma. Și puterea nu stă în mine, puterea nu stă în inteligența mea, stă în cel ce mă ocrotește pe mine. Dar cum îl aduc eu pe Dumnezeu să mă ocrotească pe mine? Dați-mi voi să vă vorbesc de condițiile abonamentului la Psalmul 91. Prima condiție este să intri sub aripile celui prea înalt. Îi place lui Dumnezeu în psalmul acesta și în alte texte biblice să se compare cu o pasăre sau cu o cloșcă care șocrotește pui. Câtă vreme ești sub aripile Domnului, sub ocrotirea Domnului, nimic nu te poate atinge care nu dă voie Domnul. Nimic, absolut nimic. De ce? Pentru că e zona de plină de siguranță. Poți să fii aproape de aripi, poți să fii în zona respectivă, dar dacă nu ești sub aripile celui preanalt, pentru că Biblia spune cel ce stă sub aripile acelea, este ocrotit. Doar acolo este ocrotit. Sunt o grămadă de copii de ai noștri, născuți în familiile noastre, care nu știu de foarte multe ori, nici nu sunt bățați cu păcatul lumii acestea. Sunt bățați în familii unde părinții vorbesc frumos, unde se respectă, unde cât de cât pocăința e trăită. Și el consideră că e ok, că e aproape. Păi oricând intru sub arepi, oricând mă împac cu Domnul, oricând mă întorc la Domnul, îs pe aproape. Știți cât de mult stau așa pe aproape? Să nu uitați, istoria creștinismului se va îmbărti în jurul unei uși închise. Cinci fecioare înăuntru, în odaia spățului de nuntă, începând festivitatea nunții cerești și cinci nu de departe. Doar tot lângă ușa respectivă, dar de partea cealaltă. Pentru o ușă închisă veșnic. Știți cât de aproape sunt fecioarele neînțelepte? Foarte aproape, dar nu înăuntru. Foarte aproape, dar nu înăuntru. Stimații mei, și acolo nu vorbește despre lumea păgână, Domnul Isus, când dă pilda celor 10 fecioare, vorbește despre lumea creștină. Toate erau fecioare, toate aveau candela cuvântului, toate aveau un de lemn în candelă, Duhul Sfânt care inspiră cuvântul. Cinci dintre ele și-au luat și un de lemn în vase, le-au umplut Domnul vasele, slăviță, vie Domnul, lucru care a făcut mai târziu diferența. Cinci dintre ele au intrat și cinci au rămas și s-a învârtit istoria acolo, înăuntru sau afară. Stimații mei, ca să poți intra sub arepele celui preanalt, ca să ai parte de protecția deplină, Dumnezeu nu oferă decât o singură ușă și acea ușă se numește credința în Iisus Hristos. Amin. Doar aceea. În rest, toate celelalte sunt lucruri bune, benefice pentru lumea aceasta, însă atunci când este vorba de ocrotire, de mântuire, de salvare, de intrare la Tatăl, Domnul Iisus Hristos spunea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El nu spune eu sunt una dintre căi, ci spune eu sunt calea, adevărul și viața. Ceea ce exclude orice alt drum, orice altă ușă, orice altă posibilitate. Căci numai prin Hristos se capătă mântuirea. Căci nu este dat sub ceruri alt nume prin care oamenii pot fi mântuiți decât numele lui Isus Hristos. Amin. Și, modul, și momentul în care tu intri sub aripile celui preanalt este așezat în Scriptură într-un mod foarte clar, printr-un act făcut, văzut de lumea văzută și de lumea îngerilor și a demonilor. Și anume momentul când ființa umană, limitată, ca mine și ca tine, unul din cei peste 8 miliarde de oameni, se oprește pe loc și recunoaște că Isus Hristos este Domnul vieții sale, nu numai la nivel mental și de credință, ci îl urmează pe Domnul Isus în apa botezului, că în legământ cu Domnul, intră pe ușă sub ocrotirea celui preanalt, slăvit să fie Domnul. De aceea slujbele noastre de botez sunt încărcate cu atâta emoție, pentru că e un pas definitoriu pe care omul face din lumea aceasta expus atâtor pericole, atâtor situații, să intre sub ocrotirea celui preanalt. Apostolul Pavel vine și spune în Coloseni un lucru foarte frumos și deosebit, și anume că viața noastră atunci când noi ne întoarcem la Domnul, este ocrotit de Domnul într-un mod deosebit. Și Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, spune așa, și voi ați murit... Și știți că simbolistica morții este prezentată tocmai prin botez. Și voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Câtă vreme n-ai intrat sub aripile celui preanalt, viața ta este expusă. Expusă atacurilor celui rău, expusă blestemelor, expusă sorții, expusă nenorocirilor. Viața ta este expusă. În momentul când tu, prin credința în Domnul Isus Hristos, ai murit împreună cu El, ai fost îngropat împreună cu El prin simbolistica botezului și tu învii sub pe celui preanalt, spune Scriptura că tu ești ocrotit de Domnul acum. Imaginați-vă aici că facem un cerc așa mic și pe cercul ăla mic scriu numele tău. Și câtă vreme tu nu ești sub ocrotirea celui preanalt, ești atacabil. Orice blestem, orice vrajă, orice incantație făcută împotriva ta, ești pe teritoriul celui rău. În momentul în care tu ai intrat prin botez și aparții lui Isus Hristos, nimic nu te poate atinge fără aprobarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Domnul Isus Hristos, înainte de învierea lui, că după învierea lui s-au schimbat toate lucrurile, s-au schimbat radical, spunea, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el nu are nimic în mine. Și tot atunci Domnul spune în felul următor, Petru, satana v-a cerut să vă cearnă ca? Păi, dacă tot e stăpânitorul lumii, și dacă tot el conduce politica și finanțele și cezarul de la Roma și tot ce e în lumea asta, de ce nu i-au luat pe apostol că toată lumea sunt și ăștia și să-i pun în ciurul lui și să-i dea acolo să nu mai știe de ei? De ce? Pentru că chiar dacă el e stăpânitorul lumii, apostolii ăia aparțineau de altă împărăție și trebuiau aprobări. După învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul nu mai spune că stăpânitorul lumii, ci spune mie, mi s-a dat toată puterea sus în cer și jos pe pământ, slăviți să fie Domnul. De atunci încoace Hristos este Domnul, binecuvântat să fie numele. Și lângă cercul ăla mic pe care ai scris tu acolo și ai spus numele tău de fată, de băiat, ai pus numele tău de bărbat sau femeie, fă un cerc care îl cuprinde prin primul, mai mare, numit Hristos Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar tu nu ești numai în Hristos, cu Hristos ești în Dumnezeu, faci un cerc și ce mai mare pe care îl scrie Dumnezeu Tatăl Țiitorul tuturor celor văzute și a celor nevăzute. Dincolo de Dumnezeu, îi diavolul, îi soarta, îi nenorocirea, îi tot ce vrei tu. Și dincolo este un diavol care întinde săgeata, arcul și trimite săgeți otrăvite. Ca să ajungă săgeata la tine, trebuie să treacă prin primul cer, care se numește Dumnezeu Tatăl. Și Dumnezeu spune, nu, ăsta crede în mine și l-a primit pe fiul meu. Nu-ți dau voie să-i terfelești numele. Nu-ți dau voie să trimiți săgeata asta spre el. Și vine Duhul Sfânt și spune, multe planuri au făcut diavolul împotriva ta, dar înfrânt toate acele planuri. La margine, tu nici nu știi, tu nici nu cunoști, dar Dumnezeu le-a făcut. Sunt unele săgeți care Dumnezeu spune, totuși, totuși ar trebui să fii credincios, totuși ar trebui să fii răbdător. Totuși ar trebui să aibă cântare de laudă pe buze pentru că l-am ocrotit și l-am păzit. Și dă voi la săgeată să meargă mai departe, dar îi reține din viteză. Dar nu vine în tine săgeata. Pentru că al doilea șer care trebuie să treacă săgeata, e Hristos, care te înconjoară pe tine. Și Hristos e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și spune, Doamne, nu îngădui săgeata asta, că el nu mai a fost la adunare. El s-a enervat pe un frate și nu a mai venit la adunare. Efectiv, la repetiții nu mai merge. Are niște probleme a lui. O să frâng săgeata asta. Și sunt totuși puține săgeți pe care Domnul Iisus spune, totuși ar trebui să reziste. Am să îngădui puțin numai. Și vii într-o zi dimineață, te scoli și pleci de acasă, grăbit să ajungi undeva, la muncă sau în alt... și dintr-o dată, din tot ce-o programat diavolul împotriva ta, ai o pană de cauciuc. Dintr-o dată trebuie să tragi pe dreapta, să dă jos credinciosul nostru și începi să lovească cu pișorul în roata respectivă, de parcă s-ar umfla roata aceea. Nervos să o nu s-o gripa motorul, nu o pățit el nimic, e nervos că i s a stricat roata. Și întreabă, Dumnezeule, tu nu vezi? Pe Dumnezeu se uită, ți-am spus că nu-i pregătit? Ți-am spus că nu-i Tot ce vine peste noi sunt teste, frații mei. Firele de păr din cap ne sunt numărate. Totul. Când te gândești așa, îți dai seama că la un moment dat cineva din cerul, fără să te anunță pe tine, spune, ăsta e credincios, ăsta îmi va lăuda în numele meu. Și îngerii toți vor spune, da, ei da și Duhul Sfânt, sper să facă lucrurile. Uite să vedeți acum că îi îngădui lucrul ăsta și vine o cercare îngăduită de Dumnezeu peste tine, se aude vreo mulțumire acolo? Se aude, Tată, mulțumesc, putea fi mai rău, dar tu în bunătatea ta ai calculat toate, mulțumesc că ai pregătit și ușa de izbăvire, eu să atent să văd de unde, binecuvântat să fie numele tău. Sau să aud nemulțumiri constante de la oamenii care au Scriptura, au botezul cu Duhul Sfânt, mai vorbesc din când în când în alte limbi și se întreabă Dumnezeu, totuși investiția noastră în tine, care este? Stimații mei, tocmai de aceea trebuie să-ți dai seama ce înseamnă sub pele celui preanalt. Doamne ajută! Intră sub pele celui preanalt, lasă-te ocrotit de Dumnezeu și păzi de El și poți să intri prin credința în Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute! Până aici e cam simpluț. E simplu, e fain, e stare evangelistică. Și ne place să vorbim tuturor copiilor noștri, tineretului, prietenilor, intrați sub aripile celui, înalt, că sunt numai beneficii, ești păzit în Hristos, în Dumnezeu, totul e calculat și Dumnezeu în suveranitatea Lui te ocrotește. Cel mai greu e să stai sub aripile celui prea înalt. Că psalmul vine și spune cel ce stă sub ocrotirea celui prea Bine, stai două, trei luni la dragostea din început, Subari pe prea înalte, în adunare, că atunci când intri sub pe cele prea înalte, ai vrea să fii singur acolo, dar nu ești. Ești cu frați, cu surori, oameni ca și tine, de foarte multe ori în proces de pocăință, oameni nervoși, oameni ciudați câteodată, oameni uh, iuți câteodată și toți ăștia sunt acolo. Intrați pe cea ușă și te trezești la un moment dat într-o zonă unde sunt mai mulți. Ai fi vrut să ai exclusivitate, dar nu există Dumnezeu nu te-a câștigat pe tine, spune că a câștigat un popor ca să fie a lui, slăvit să fie Domnul. Tu cu toate neamurile tale nu poți să fii un popor. Cu familia ta nu poți să fii un popor. Când te uiți, Dumnezeu te-a chemat în poporul ăsta și sub aripile lui sunt poporul lui Dumnezeu. Și cum v-am spus în faza din început... Când ești la dragoste din tâi, mă, ăsta e din Moldova, ăsta e din Ardeal, celălalt e gutar, ăla e inginer, celălalt e șomer, nu are face, ăla e bolnav, ăla e sănătos, nu are face, ăștia toți sunt frații mei. dragoste de la început. Dar Biblia vine și spune cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Adică, de la un moment dat a început să te cam plictisești. Te mănâncă tălpile spleși. Vreau să mă duc, vreau să fac lucrare, frate. Vreau să mă duc în numele Domnului, să scot demonii, să vindec, să proces, să fac. Și Domnul spune, stai, măi, Stai! Învață-te să stai! Știți că asta e cea mai mare provocare pe care o avem? O să vedeți că la stăruință pentru Duhul Sfânt primim câte un dar din partea Domnului. Să o întindem de cu dar. Dar Dumnezeu nu dă darul să ieși, ci să-l folosești aici, Doamne ajută! Stai aici, sub ocrotirea celui prea înalt! Stând aici, știți că ai riscul pentru care vrem să plecăm? Pentru că avem toată ziua grijă să prezentăm calitățile noastre. Ce faci, frate? Bine, frate, uite, am citit un verset interesant din Biblie. Tu ce părere ai de versetul ăsta? Bun, asta e joia asta, joia viitoare, marța viitoare. Te întreb ce mai faci? Măi, ce să mai verset să mai spui? Că tu nu te uită peste versete. Și dintr-o dată omul respectiv de lângă tine observă că tu nu ai numai versete. Vede că și te mai enervezi câteodată, dacă e și adunare generală sau cum obișnuiești dumneavoastră, dar are de seamă, vede că pui niște întrebări care n-au nicio treabă cu adunarea, cu celelalte lucruri, te mai observă la un moment dat că promiți, dar nu te ții de cuvânt, întârzii de foarte multe ori și încep, frață, să vadă nu numai calitățile care ai avut grijă ta de mulți să le prezenți, ci văd că ai niște defecte. Dar tu cu defectele este vrei spre și misiunii. Tu cu defectele astea le bași sub preș. Vine și revași și spune, frate, mi se pare că dumneata le promiți, dar nu te ții de cuvânt. Noi nu îi spune, băi, mulțumesc frumos că ai văzut, te rog frumos să mă ajuți, într-adevăr așa eu. Câteodată sunt neserios, te rog să mă ajut. Nu, nu, principal întrebare, cine ți-a spus? Cine a văzut? Nu a văzut bine. Băgăm supreș, băgăm supreș, băgăm supreș. Alții au altele, să uită unii nu trebuie, vorbesc nu trebuie, bagă toate supreș. Ca într-o zi să-l vezi pe ăsta, cu toate chestiile astea că le bagă supreș, lucruri de care trebuia să pocăiască mai de mult, el vrea să iasă, să plece. Și când iasă și pleacă, când iasă și pleacă, îi întreabă de dincolo de aripi, când ar trebui să fie în misiune, încărcat cu putere, îi întreabă, pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți mai? Într-o dată trebuie să găsim repede locul de intrat sub aripi înapoi, că plecăm câteodată și goi și bătuți. Pentru că atunci când trebuie să stai sub pele celui prea înalt, te pune Dumnezeu aici să rezolvi problema și din față și din spate. Eu spun de foarte multe ori la frați. Atunci când ies la, la predică, am grijă să mă aranjez. Dar cât de deștept să fiu un om, nu știu ce am la ceafă sau între omoplați. N-am capacitatea asta să văd. Și s-ar putea să am ceva, o scam acolo. S-ar putea să am ceva. Dar n-am capacitatea să văd. Pentru că sunt creată în așa fel încât altul să mă ajute să mi arate ce am la spate. Știți că foarte multe lucruri și defecte pe care le avem, le văd ceilalți, numai noi ne le recunoaștem? Frate, ești cam arogant, nu e adevărat, e la spate. Frate, dumneavoastră, atunci câteodată vorbești prea mult, efectiv, nu mai dai rând la nimeni, asta se întâmplă mai mult la surori. Nu-mi dai prea mult rând la nimeni, nu e adevărat, vezi tu greșe treaba asta. Deci toate astea sunt la spate. Sunt o grămadă de lucruri la spate, pe care noi le știm, le cunoaștem, dar vrem să fim folosiți de Domnul. Și Domnul spune, stai în mijlocul răscumpăraților mei. Când Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele, nu se referă, frații mei, la vine un proroc în adunare, te prinde cumva la colț acolo și spui, frate, trebuie să mărturisesc păcatele și îmi pare rău că trebuie să le mărturisesc, îmi pare rău că m-ai prins cumva, îmi pare foarte rău, dacă s-ar putea să fie cât mai puțin, ne-ar place să ne mărturisim păcatele, cum spunea un frate care a fost, măi, am fost, ți-ai mărturisit păcate? Da, frate, cui La fratele cu tare păstor, era și surd și orbă ăla. Era ideal de mărturisit păcate. Poate păcate nu se mărturisesc la așa ceva, că așa te poți duce la un stâlp să li spui, până la toată urma. Ori păcatele, când Biblia vine și spune să le mărturisești, țin de anumite slăbiciuni țini cont de anumite tare, ține cont de anumite lucruri pe care le moștenim, spune Biblia, că noi am fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care le moștenim de la părinți. Sunt lucruri pe care nici tu nu ești vinovat măcar. Ți le-a transmis tata de la bunicu și de la străbunicu. Și când te duci pe străbunicul, găsești pe Ștefan cel Mare sau pe Alexandru Ioan Cuza. Cine știi cine găsești tu pe acolo? Și oamenii ăștia îți transmit ceva. Și eu de câteodată dau exemplul ăsta, dacă bunicul a fost iute, te duceai la el să-i ceri o greblă și premată, îți de două palme și după aia te întreba și vrei. Tata străge din bunicul și eu mă trag din tata, ca atare în țare, țandura la viteză. Un e să-ți băia fain, dă câteodată mi-o gura la trap, câteodată. Și nu-ți vinovat eu, moștenesc lucrurile astea. Ei, când intru în biserică, când intru în biserică, Hristos mă pune sub aripile celui prena prin credință. Dar aici spune Biblia, mărturisiți-vă unii altora stările astea. Spun, frate, eu n-am treabă cu altceva. Neamul meu e iuti, În continuu vreau să iau cuvântul. Mai ales dacă aveți adunare generală, e delectarea mea. La așa nu pot să iau cuvântul, predic careva, cântă careva, dar așa mi se dau idei, parcă am un arc sub mine, să idei. Și frate, spun, frate, te ajutăm noi. Te ajutăm noi să scăp de treaba asta. Altul vine și spune, fratele, eu nu am treabă cu mânia, de exemplu. Nu am treabă cu mânia. Eu mă mai uit, unii nu trebuie așa, vă rog frumos să gheață asupra mea, că din neamul meu tot ne uităm, tot așa. Altul vine și spune, vai eu n-am treabă nici cu mânia, nici cu... Tata meu și bunicul, unde ajungea, rădea tot, adică fura tot. La mine este o ispită, eu m-am pocăit. Dacă îmi văd că voi luați telefoane ultraperformante, le puneți pe banca din față și vă rugați și cu mâinile ridicați și cu ochii închis, pentru mine e o ispită grozavă. Ajutați-mă, frații mei! Și vin frață și te ajută, pentru că îți mărturisesc slăbiciunea. Sunt domenii în viața ta pe care le vezi. Nu li bai suprești. Nu știu, tot neamul ea nostru așa. Pentru că altfel, fratele meu, mor la 80 de ani nervos. Mor la 80 de ani cu ochii pe avere altuia. Mor la 80 de ani cu anumite stări de care nu te-ai pocăit. Ești sub arepile celui prea înalt, dar n-ai putere să ieși în afară. Cu mandat să calci pe și toată armata celui rău. De ce? pentru că ai slăbiciuni în viața ta. Ori când stai sub pe celui preanal, te expui la frate. Spui, frate, mai vedeți ceva de care ar trebui să mă pucăiesc eu? Vă rog frumos să-mi spuneți. Nu mă lăsați să alerg așa. Vedeți, spuneți-mi, cu dragoste, mai cu... eu traduc totul, dar nicio problemă. Ajutați-mă, frații mei, pentru că mărturisirea păcatelor este o igienă spirituală. Nu e o chestie cât te-o prins. Nu e o chestie că trebuie. Nu, nu, cum te scoli dimineața și te speli pe dinți și pe față, așa în fiecare zi trebuie să-ți evaluezi viața, în așa fel să ne sfințim. Și frații mei, odată ce cunoști că ești slab într-un domeniu, că ai o anumită problemă, problema aia nu se rezolvă imediat. Mie îmi plac ideile astea. Fraților, am fumat toată viața, 30 de ani am fumat. Într-o singură seară Dumnezeu m-a eliberat. Am auzit mărturii de astea, dar sunt puțini. Sunt puțini în mare majoritate a fost o luptă cu vămatul, o luptă cu băutura, o luptă cu păcatul. Când noi transmitem, de multe ori ne plac chestiile astea și le transmite și oamenii sunt dezamăgit. Și spun, domnule, uite-l la cum, i fi dat o pastilă, Eu fi dat, s-o rugat special, o uns cu un dilem, cu cât un dilem de-o scăpat. La de mine de ce nu se întâmplă? Pentru că, frații mei, se întâmplă minuni de astea, dar rar, în majoritatea timpului, tu trebuie să identifici problema să cere ajutorul și împreună cu frații biruiești, Doamne ajută! Să presupunem că eu sunt la dumneavoastră, să mai uit așa. Și vin la frații și spun, frații mei, vreau să mă folosească Doamne, dar înțeleg din textul ăsta că trebuie să stau. Și ajutați-mă să mai... Mă... Și frații, mei, noi te ajutăm. Când suntem aici, la un moment dat cineva comentează, bineînțeles când comentează până fratele Ionel să ia IBD, de, eu deja mi se dă, frate Ionel, las că-l pun eu, eu discut că frate Ionel îmi spune, frate Virgil, stai niște este și ne răspunde, avem frați aici, că... cum da mie mi se dă, domnule, așa i-aș zice lui ăsta câteva, și fratele îmi spus, stai liniștit, plec de la adunare așa, parcă fierbând, băi, și așa, aveam niște idei, dacă îi deschideam gura, sigur nu mai vorbea vreodată, de ce? Pentru că am niște idei și frate, mă calmează o lună, două, trei, bine, vii în vizită peste doi ani. Când vii în vizită peste doi ani, cineva vorbește, chiar trebuie cineva să-i spui ceva. Dintr-o dată omul, de ce așa, stau calm, sunt frați aici, mai în vârstă, mai pregătiți, mai cutare, după ce vorbesc eu, o să vorbesc eu și eu. Păi, de ce ești tu? Că știam că ești înscris la cuvânt înainte la toți. M-a învățat frați. Dar asta după ce ai identificat și te expus, Știți că așa se rezolvă și el probleme? Am întâlnit oameni care au venit și au spus la câțiva, frații mei, asta e problema mea, îmi place să iau lucruri câteodată, mă mai îmblec cu jești de pe și mă duc acasă, când nu se mi s potrivesc, le mai duc înapoi. Mai... Da, asta e situația, spun că am greșit, dacă nu mi-o conveni jaca, o aduc înapoi, mă, mă mai totuit într-o parte, în alta, mă mai duc pe la mecanic și rezolv ceva, îmi repară mașina, mă mai lec cu șurubelnițe, cu te ochii okay mai vin și eu, mai agonisesc așa, cam asta e treaba. Și frață, după ce îi spun, noi te ajutăm, ai fost săptămâna asta la mecanic? Da. Și tu repara mașina, slăvit să fie domnul. Și ce ai luat de acolo? Era o care trebuia să o arunci. Lasă o arunci și mecanicul. Hai să o duci înapoi, o arunc cu omul ăla. Nu trebuie să o iei. tu cu oricum trebuia să o arunci. O duci înapoi. Te duci, o dai. Uite, când am fost pe aici, mi s-a lipit șurubelnița asta de mână. Te rog frumos să o iei. Bun, o dată, două, de trei ori. La un moment dat, iubitul meu îți pune bani lângă tine. Nu ești pasionat. De ce te-a ajutat, frați? Slăvit să fie Domnul. Stai, identifică slăbiciunile, identifică locurile pe care Dumnezeu vrea să le rezolve, pentru că vine vremea când trebuie să pleci cu mandat. De subare nu ieși, te ține Dumnezeu acolo. Aici cânți cu frații, plângi cu frații, te bucuri cu frații, stai! După care vine Duhul Sfânt și spune, puneți-mi deoparte, pentru că îi trimit în lucrare toată biserica să roagă pentru tine. Te duci în lucrare, îți faci lucrarea și vii înapoi. Câteodată cu răni. toți te toți sunt lângă tine. De ce? Ca așa se lucrează. Doamne ajută! O să vedeți o grămadă de oameni care pleacă și nu mai vin. Pleacă și nu mai vin. Ei vedeți că îți plin de râvnă când pleacă. Și apoi se pierd pe teritoriul ăsta. Că ei nu-și dau seama. Ei cred că luptă cu cineva ca ei. Există cineva care ne știe absolut tot din viața noastră. Și abia ne așteaptă să ne avem acoperire. Și o să vedeți oameni care de-a lungul timpului nu au rămas în biserică. Când i-a întrebat frate și a spus, frate, aici, de ce faci așa? nu te interesează pe Frate, de aici cu banii, cum e? Nu te interesează pe Frate, de aici nu te interesează. Ce te interesează pe Toate le-au băgat sub așa. S-au dus în misiune și de sub preș ieșit. Nu a contat că e apologet. Nu a contat că e proroc. Nu a contat că e pastorul, nu știu care, o ieșit toate, pentru că a intrat pe un teritoriu în care n am mai avut acoperire. Ori, stimații mei, când Biblia vine și spune cel ce stă sub bucrotirea celui prea înalt. Te-a chemat Dumnezeu într-o comunitate, nu fă turism spiritual. Pleci -ai de aici, te duci în altă parte, duci în altă parte, dar vrei să te folosească Domnul. Stai în biserica în care ești, Dumnezeu îți va da o chemare, îți va da o slujbă te va încărca cu putere. Până atunci lucrează aici, în zona aceasta. Până aici antrenează-te aici. Și când Dumnezeu te va pune deoparte, te va trimite într-o misiune, vei pleca, îți va da biruință și te vei întoarce înapoi, vei mărturisi. Nu toată lumea predică, nu toți au dar de profeție, dar dintr-o dată Biserica va avea oamenii ei pe care îi va recunoaște. Da, aștepți oameni folosiți de Domnul. Câteodată mă sună, frate, frate, la noi au venit niște proroci de la Dumbrăven, niște vase ale Domnului, spun, îi recunoașteți? Da, frate, sunt vase folosite de Domnul și Dumnezeu lucrează cu da și amin. Și ce ne recomandați? Vă recomand vase ale Domnului, dar vă recomand ce spune Biblia. Nu disprețuiți prorociile, nu vă luați că e la Dumbrăven, cercetați totul și vă stați ce e bun. Dar din start spun lucrul ăsta. Sunt alții care pleacă. Băi, cine-i Nu știu, frate. Nu știu. Pe la biserica lor nu mai trec, atâta misiuni au, nu mai trec, nimeni nu răspunde de ei, îi cer lui să i dea numărul la, telefon, la, un păstor, la un păstor telefon, nu că păstorul are ceva cu mine, e gelos pe darul meu, e cu tare, nu o să mai auziți mult de ei. Nu o să mai auziți, că nu stau. De aceea, stimații mei, abonament la Psalmul 91, au nu numai cei care intră sub aripile celui preanal, ci stau acolo, Doamne ajută -mi! Și când stai acolo cu frații, ești protejat, te poți odihni. Văd atâția oameni stresați care nu știu să se odihnească. Câteodată ți se pare că trebuie să rezolvi tot. Și uite că oameni care o viață întreagă au lucrat pentru Domnul să duc dintr-o dată. Ce credeți că lucrarea rămâne? Îți cere Domnul, mai uite împrejur, mai vezi că sunt și alții buni. Știu că într un timp am întâlnit cu niște frați evangeliști foarte buni din țară, bun, și îi vedeam așa, seara asta la Botoșani, mâine seară programare la Caransebeș, mâine seară la poi mâine seară la Bistița, de la Bistița la București, de la București la Baia Mare, și m-am întâlnit cu ei și sunt mai oameni buni, dar voi știți că sunt sute de kilometri prin țară, cum faceți voi X-urile astea și... Um, aia. Da, da, da bă, e nevoie, frate. Și frate, frate, mă cheamă. Păi, dar și pe mine mă cheamă, frate. Dar mă uit, noi, dacă e distanță mare, am și eu o vârstă, sunt pericole, sunt situații, eu nu îi spitesc pe domnul. Și eu mai spun și nu la frate. Băi, frate, nu pot, de la Botoșani pentru mâini să să mă duc la Timișoara, să mă întorc înapoi la Suceava. Nu pot să fac asta. Nu mă pot, când eram mai tânăr, reușeam ceva și mi erau mai liberi, dar nu pot să fac. Și spun un nu. Și când spun nu, te caută frate pe tine, vai și te duci tu în locul meu, așa mai crești și tu. De ce le luați harul la și el, alți care pot să crească spre în locul vostru? Tăt prindeți voi, nu-i așa? Alergați de la o parte asta. Mai spuneți nu și mai lăsați și pe alții să crească. Doamne ajută! Că nu ești singur, că nu stă tătătă lucrarea în tine. Îmi aminteam și de foarte multe ori mi-aduc mii aminte, ca și slujitor, că la un moment dat într-o biserică era un păstor în vârstă și o doriți să-l dea slujba din biserică unui alt păstor mai tânăr și a spus, frate, preia dumneavoastră de aici, eu te voi ajuta cât pot și eu, dar eu am o anumită vârstă. Asta, băiatul ăsta tânăr a început să alerge, știa că sunt câteva cazuri dificile în biserică, câteva neamuri care aveau o oarecare problemă acolo, stând împreună, au avut acces și trebuiau rezolvați și au zis că acum am ocazia să le rezolv. O plecat, o sta până la 2-3 dimineața, au încercat să rezolvi, iară 2-3 dimineața, au încercat să rezolvi, după două săptămâni galbă la față, au venit la pastorul în vârstă și o frate, nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Am stat, am vorbit, nu se realizează, nu-i și ea și doresc eu, sunt obosit, sunt cu tare. Și pastorul în vârstă, eu spus, măi băiete, tu fă și poți și mai lasă și pe Dumnezeu să fac ceva, mai. Că de foarte multe ori noi credem că toată baza e în noi. Când stai cu frață, Îți dai seama că nu tu trebuie să proroșești, nu trebuie tu să cânti, neapărat tu trebuie să faci de ordine, absolut totul. Nu, nu, sunt oameni pe care Dumnezeu îi ridică și tu te bucuri. De ce frumos lucrează Dumnezeu. Știi de lucrul ăsta? Că stai, tu ai doar o mică parte și nu totdeauna te folosește Dumnezeu acolo. Folosește și pe altul. Și îmi place să văd în anumite comunități în care oamenii au înțeles asta mi-aduc aminte, nu din mult, că într-o comunitate pe care o cunosc foarte bine, la un moment dat un proroc a avut o descoperire ca la timp ăsta să ne rugăm pentru un tânăr de 15 ani la care diavolul i-a pus în gând să-și curme viața. Și el chiar vrea să plece. Și biserica trebuie să se roage. Bineînțeles, biserica a început să roage pentru el. Frații păstori din biserică știau că aveau și prieteni acolo, au întrebat pe cel ce răspundea de lucrătorii din biserică, mă, dar ce cu descoperirea asta? Că ne rugăm, dar ar trebui să știm cine cine dacă este într-adevăr cineva, dacă trece, așa s-au speriat prietenii, s-au speriat ceilalți, oare ce se întâmplă? Când eu au chemat pe frață slujitori cu daruri, ăla care au avut lucrarea în biserică, cu fraților, mie atât am avut și am dat în biserică. S-a ridicat altul și a spus, mie mi s-a dat cine persoana aia? Și altul spune, mii mi s-a dat că trebuie să mergem seara asta să rezolvăm problema. Când au plecat frații la el acasă, mama lui a spus că în seara aceea i-a tăiat funia la băiatul ăla, în timpul rugăciunii când noi ne rugam, și au stat și l-au conciliat, s-au rugat pentru el, au mustrat ce o trebuie de și Dumnezeu a dat biruință, l-a dat să fie Domnul. Pensezi că stai și te gândești așa, e copilul altuia, gândește că ar putea fi al tău. Și există o anumită luptă în domeniul ăsta. Când există daruri spirituale, nu trebuie să știi neapărat tot, dar există darurile astea care cresc în biserică și ar trebui să fie. Doamne ajută! Dar astea se realizează când stai împreună, când te rogi împreună, când te corectezi unii, când veghezi unii asupra altoia, când mai întrebi, ai fost duminică dimineață? Fratele meu, ai fost bolnav? Dar ce s-a întâmplat cu tine? Ești cam răruț la adunare. Asta înseamnă să stai împreună. Asta înseamnă. Vezi că mai avem rugăciune, mai avem nevoie de oameni de ordine, mai avem nevoie, pentru că ești destoinic pentru orice lucrare bună, ești împreună cu frații tăi. Ei bine, atunci poți să te odihnești când vezi lucrarea lui Dumnezeu frumoasă, câteodată nu faci nimic. Vii la adunare, te așezi jos și te uiți la frații pe care i-ai ajutat să crească, la oamenii care au crescut și ai o împlinire pe care nu ți-o poate completa nimeni, că lucrarea merge. Și câteodată întreb și eu la Dumnezeu, fiind plecat atâta vreme, îi mai întreb pe colegii mei, măi, cum au fost? Frate pastor, cred că au fost mai bine decât dacă erai tău acasă. <laughs> Îmi spun ei, e corect, așa este. Și mă bucur de asta, slăvit să fie Domnul. Că îi își cunosc în spirit de glumă cum spun ei, dar își permit să spună lucrul acesta. Că într-adevăr așa este, toți fac cel mai bine. Ei, asta înseamnă poporul Domnului. Și când ăștia sunt împreună, te poți odihni, fratele meu. Spune Scriptura, ce ce stă sub ocătirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Ai odihnă în biserica ta. Ai odihnă, nu contează și vârstă ai. Ai o dihnă că ai colegi, ai oameni care îți și spatele. Ai o dignă, Și când ai o dihnă asta, ai o împlinire deosebită. Spune Sfânta Scriptură despre Petru, că la un moment dat Irod l-a prins pe Iacov și a tăiat capul cu sabia. N-a mai apucat biserica să se unească în rugăciune, nimic. Când l-a prins pe Petru, biserica s-a unit în rugăciune și spune Scriptura că pe Petru l-au închis sub paza patru cete de către patru soldați, să-l păzească numai pe Petru. Și a doua zi trebuia să fie judecat și nu era greu de estimat ce se va întâmpla cu el. Era decapitat ca și Iacob. În noaptea aceea a venit un înger la Petru, în urma rugăciunii bisericii, care se ruga necurmat pentru Petru, să-l scoale pe Petru. M-aș fi așteptat ca îngerul când a venit la Petru să găsească pe Petru undeva la fața, la un perete cu mâinile sus, Doamne, asta e ultima noapte pe care o trăiesc, n-am murit niciodată, mâine o să fiu executat, nu știu cum o să fie, dar noaptea asta efectiv mai scriu o scrisoare către nevastă mea, către soacră mea, către cine mai am eu să îmi iau rămas bun și cam asta e situația, cam îs pe final, spre decolat din lumea asta. În Scriptura când a venit Îngerul Petru, domnea bușneal, o trebuit să-l lovească. Băi, Petru, dar măcar dorme așa, e purieștic. Că dacă vin ăștia, o derugat ora execuției și vin mai repede. Tu ar trebui să fii pregătit, nu? Nu dormea, nave. l a lovit în coastă, îngerul să-l scoale. Păi, dar cum poți tu dormi așa? Simplu. Câtă vreme să stai sub aripile celui prea înalt. Firile de păr din capăt calculate, Săgeata care vine spre tine a trecut întâi pe la tatăl, pe la fiul, și odată ce a ajuns la tine, se urmărește ceva. Se urmărește ceva, ci foarte clar. Când a venit îngerul, i-a spus, scoală-te, îmbracă-te, încinge-te și ieșim afară. E foarte interesant că îngerul nu l-a îmbrăcat. O trebuit el să se îmbrace și apoi a deschis doar ușile temniței și Petru a ieșit de acolo. Dar am vrut să scot în evidență că putea să se odihnească. Știți, frații mei, că ajunge în anumite situații și îți pierzi pașa și nu mai știu unde te duci, și nu mai știi ce se întâmplă cu tine? Și nu mai știi ce, când ar trebui să ai o pace și o liniște stând între frați? Știind că biserica să roagă, știind că ai contribuit, te-ai rugat, te-ai bucurat la căsătoria copiilor lor, ai plâns împreună cu ei la năcazurile lor. Acum tu ești în spital sau tu ești în năcaz sau tu ești în încercare, dar uzi că biserica ca un om s-a ridicat să roagă pentru tine și mâna Domnului este cea care vine în ajutorul tău, slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că ești sub o a celui prea Vreau să vă spun că ăsta e cel mai greu pas din abonament. Să stai sub o a celui prea Să simțim așa o furnicătură, într o să plecăm, să mergem în altă parte, să avem alte experiențe. Între Dumnezeu ne-a așezat în anumite comunități să stăm. Să stăm, să ne uităm, să ne corectăm cu dragoste, cu înțelepciune, să creștem și când Dumnezeu toarnă peste noi ungere, ne călăuzește în lucrare și Dumnezeu își proslăvește numele, slăvit să fie Domnul. Al treilea lucru din abonament este cel ce vorbește ceea ce crede. Pe lângă faptul că intri sub aripile celui prea înalt, pe lângă faptul că te înveți să stai acolo, începi să vorbești ceea ce crezi tu. E foarte frumos când noi spunem că cugetăm la cuvântul Domnului, medităm într-un mod excepțional. Biblia apreciază asta, însă ca să ai abonament la Psalmul 91 trebuie să verbalizezi ceea ce crezi. Atenție ce spune în versetul 2. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și șetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o norocire nu va veni peste tine. Pentru că zici. Acum scutiți de punctul ăsta la abonament cei care sunt smuți. Vă scutiți. Dar cine vorbește politică, cine vorbește de modă, cine vorbește de bani, cine are grai, Bașugat are mult, începe să ziceți ceea ce trebuie, Doamne ajută! Amin. Și uitați-vă ce se zice aici. Observ de foarte multe ori în cadrul comunităților noastre, când ne adunăm în prejurul Domnului Isus Hristos, vorbim foarte mult de ce nu trebuie. Mai ales atunci când avem anumite slujbe speciale, vorbim despre cei care au plecat dintre noi, păstori, proroci, slujitori, Vorbim mai mult de ei decât de Isus Hristos. Și nu uitați, ei, dacă au încheiat calea cu bine, au încheiat-o din cauza lui Isus Hristos Domnul. Că altfel erau niște alcooliști și niște destrăbălați, ca noi toți ceilalți. Dacă suntem ceva, suntem prin Harul lui Dumnezeu. Și dacă au încheiat cu bine, cine ar trebui lăudat? Domnul, Doamne ajută! Nu contează cine a fost el, cât de bun a fost. Domnul trebuie lăudat. Că prin asta trăim noi. De foarte multe ori zicem, dar nu ceea ce trebuie. Ori e foarte important ca noi să zicem, Domnul este tăria mea, Domnul este sprijinitorul vieții mele, Domnul este cetățuia mea. Și frații mei, nu poți să zici fără să faci, căci cuvântul îi pe a crea. Când Biblia vine și spune să lăudăm pe Domnul, să-I aducem slavă, nu ne spune că nu se aude glasul Domnului la nivelul unde este El în al treilea șer, nu se aude și spunem noi de pe pământul ăsta. Mai tare, ziceți, udați din toată inima, cu toată gura pe Domnul. Nu pentru el cere asta, ci pentru noi. Că lucrurile pe care le auzi și persoanele pe care le auzi în alea te -ncrezi. Dacă le auzi un medic, în ala te vei încrede. Dacă le auzi un partid politic, în ala te vei încrede. Dacă le auzi pe Domnul, în el îți vei pune credința. Și uitați-vă la noi. De foarte multe ori vorbim de bani, de foarte multe ori vorbim de servicii bune, de foarte multe ori vorbim de lucrurile pe care le avem și câteodată când astea se întrerup, nu mai știm, nu ne găsăm busola. Ori fratele meu, cu bani sau fără, cu mașină bună sau cu bicicletă, e important să spunem, Domnul este cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El îmi dă biruință, El mă întărește, scrie mesaje de genul ăsta și o să vezi cum în timp nu-ți faci nicio problemă. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică, spunea unul dintre psalmiști, că n-are de ce, de boală, dar Domnul este cu mine, Domnule, îl simt în continuu cu mine. Pentru că cuvintele astea creează în tine încredere. Și frații mei, credința tocmai asta este. Spunea definiția credinței în Evrei, capitolul 11, 10, și credința este un credere neclintită în lucrurile nedăjuite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ori, stimații mei, credința asta vine în urma auzirii și e foarte important să te auzi și tu ce vorbești. E foarte important ce zici, ce verbalizezi, ce spui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne cere Dumnezeu lucrul acesta, să proclamăm numele Domnului prin ceea ce vorbim, prin ceea ce spunem și cuvântul nostru să fie încărcat de putere. Spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duonicești, pentru că toate astea sunt impregnate cu cuvinte despre măreția Domnului și sensul lor este că tu te încrezi în Domnul, pentru că zici, Domnul, și vă mai citesc încă o dată versetul nou, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanal turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Dar dacă nu mă meditez? Oricum e plin înțăsat de îngeri aici, dar îngerii ăștia sunt puși la dispoziția ta, a ce vor moșteni mântuirea, pe baza a ceea ce grăiesc, ce zic. Și câteodată văd frați care îi se umflă la gât vorbind de Iohannisa nostru sau de uh, faptul că Austria ne împiedică intrarea terestră în Schengen și suntem foarte supărați de aspectul acesta și vorbim de politică și de sport cei mai tineri și Domnul spunea, am îngerii mei, dar să nu păzească, să nu păzească pe ăștia care sunt specialiști în sport. Să nu-i păzească pe ăștia specialiști în politică. Să-i păzească pe ăștia care laudă numele Dumnezeului nostru. Uite la ce vorbești tu! Ai cuvintele astea în gura ta? Există psalme în Biblie care sunt făcute să fie rostite în tandem. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în viață ține îndurarea Lui! Știi câteodată trebuie făcut repetiții în adunare? Citește fratele primul vers și toată biserica, căci în viac ține durarea lui. Știi când ești de aici, îți dă cineva bună ziua și îți vine și spui că și în viac ține durarea Domnului? Ce se dă pe automat! Te înveți să-L pe Domnul, te înveți să-L prezența Domnului. Și lucrul acesta produce încredere în tine, produce tărie. Și numai atât în domeniul spiritual tu nu vezi îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. El lăudat să fie Domnul, că avem primejdii, sunt îngăduite, dar îngerii sunt acolo pentru asta. Și îngerii sunt puși la dispoziția ta în funcție de ce vorbești. Păi poți să vorbești, poți să vorbești din acazuri, poți să vorbești de scumpiri, poți să vorbești de o grămadă de lucruri din lumea asta. Însă Biblia cere, zice despre Domnul, El este stânca mea, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și ultimul aspect, frații mei, pentru abonament, este că iubim pe Domnul slujind. Spune cuvântul Domnului în versetul 14 în felul următor. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Stimați mei, ultimul punct la condițiile abonamentului la Psalmul 91 nu numai să intri sub aripile celui prea înalt, nu numai să stai sub ocrotirea celui prea înalt, nu numai să verbalizezi, să zici ce crezi și să înalți numele Domnului și să iubești pe Domnul. Ori aș vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos spunea, dacă mă iubiți, veți păzi ce? Poruncile mele. Foarte mulți din credincioși și biserica Domnului în are nevoie să învețe foarte multe lucruri din domeniul ăsta. De ce? Pentru că noi păzim foarte multe din poruncile lui Moise. Dar amintiți-vă că Domnul Iisus, după ce a dat poruncile sale ușenicilor săi, există efectiv propoziția asta în Biblie. Poruncile sale ușenicilor săi și ne cere să păzim poruncile sale. Știm care sunt poruncile sale? Cu una dintre cele mai mari porunci ale Domnului este să ne iubim unii pe alții, nu cât avem chef și cât merită el alții, ci cum ne-a iubit. Și se constată foarte mult. Frații mei, Că păzim alte porunci, păzim alte porunci care sunt luate de pe la Moise, care sunt luate poate dinainte de Moise. Lucul pe care îl văd eu în foarte multe comunități, nu neapărat pentecostale, că vă pot vorbi și din alte sfere, sunt oameni care țin tot felul de porunci, dar ființa umană nu e făcută să aibă un potențial al păzirii porunci mare. El are doar o anumită putere. În puterea aceea el poate să iubească ca și Domnul. Dar dacă el în timpul ăsta păzește și asta, păzește și aia, păzește și cealaltă, când vine vremea să păzească porunca, să iubească, spune Domnul, eu păzesc asta, 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 dar asta nu mai pot. Pentru că nu mai am resurse. Că nu pot la plus infinit. Pot lua o anumită greutate. Și foarte multe biserici sunt înglodate în domeniul ăsta, plăzesc porunci date în omenești, alu bunicu, alu străbunicu, alu nu știu care, dar poruncile Domnului Iisus Hristos câteodată nu ne interesează. Câteodată nu. Și biserica suferă de asta. Ori a păzi porunca Domnului este să iubești pe frații tăi în primul rând, Doamne ajută! Apoi există o poruncă a Domnului să ne pocăim. Ai spune, ne-am pocăit. Nu, se seara asta ne mai pocăim. Doamne ajută! Și asta e porunca Eu vin aici să mă pocăiesc. Când vii la biserică cu gândul să te pocăiești, vei găsi motive să lauzi pe Domnul și de la fiecare slujbă nu ești bucuros să spui, băi, bine le-au mai vorbit la ăștia, Domnul. Păi, da' ție nu ți-au vorbit? Nu, nu, lor le-au vorbit. Pentru că tu ai venit cu porunca asta să o îndeplinești, ție îți vorbește Domnul. Nu te interesează la ceilalți, dar eu am de pocăit, frate. Trebuie să mă pocăiesc. Cum îi frate? Nici nu mă uit la tine. Trebuie să mă pocăiesc. Tu ai văzut în viața mea, mi vorbit Domnul. Ei ai văzut, te rog, ajută-mă și tu. Aici mă mai enervez eu așa. Știi câteodată mă eu, dorința mea de a ajuta pe mult, promit în dreapta și în stânga, nu mă mai pot ține și uite domnul, că nu mă țin de cuvânt. Din prea multă bunătate, poate, dar te rog frumos, dacă vezi treaba asta, ajută-mă să fiu un om de cuvânt. Da, al meu să fie da și nu să fie nu. Mă ajut, frate? Da, frate, când se poate, te ajut dar și tu vechează asupra mea. Și imaginați-vă că toată biserica este prinsă în lucrul acesta, pentru că oamenii din biserică se pocăiesc. Ori păzirea poruncilor lui Dumnezeu este iubire față de Domnul. Și mai este ceva iubire față de Domnul, și anume slujirea Domnului. Spune Sfânta Scriptură că după trădarea lui Petru, care s-a lepădat în fața unei slujnice, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Petru pe malul Mării Galilei. Și acolo, în prezența celorlalți ucenici, îl întreabă, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Și Petru spune, da, Doamne, te iubesc mai mult ca toți ceilalți. Și atunci, Domnul nu îi spune, Petru, ce mă bucur de declarația asta, rămânem la ea, că ultima declarație care ai făcut-o era tot de felul ăsta, dar fără acoperire. Nu, nu, dacă tu mă iubești, Petru, paște. Mielușeii, oițele și oile. Dacă iubești pe Domnul... Pe lângă declarația ta care spui iubesc pe Domnul, aș vrea să te întreb: ce faci pentru el? Ce faci pentru biserica lui? Că Domnul nu spune: Fă ceva pentru mine. Nu, nu. paște în turma mea. Tot ce am eu mai bun în lumea asta este logotnica mea. Viitoarea mea mireasă. Fă ceva pentru viitoarea mea mireasă. Protejează-o. Vorbește-o de bine. Îmi frumusețează. Laudă-o într-o lume în care e atacată pe toate direcțiile, ea s-a dudă bătută de vânturi, întărește-o, fă -o să privească în sus, fă lucrul acesta, ca să e logodnica mea, măi, și într-o zi va fi bireasa mea, și te cheamă Hristos și spune, fă asta pentru mine. De foarte multe ori nu suntem pregătiți pentru asta. De foarte multe ori ăștia au tunuri din afară, au puși, dar n-au gloanță. Le dăm noi descoperirile din adunare. Li dăm noi anumite lucruri palpitante despre frații noștri. Le dăm noi gloanță, să tragă noi cât pot. Și Domnul se uită și spune, dar ce faci cu locodnica mea? Ce faci cu mireasa mea? Tu nu vezi cu o lojești? Tu nu vezi după stilul tău cum faci? Ce faci cu ea? Ori fratele meu, ca să-L iubești pe Domnul, Domnul nu-ți cere ceva să te duci la El, la dreapta Tatălui, să-I faci toată ziua de clare. spune, lucrează pentru logotnica mea, lucrează pentru turma mea, pentru oi, oițe și melușei. Fă ceva! Faptul că ești la școala duminicală și în loc să stai în adunare ca o fată sau ca un băiat care ești învățător la școală, ascult și eu o predică, domnule, ascult și eu. Nu, în timpul ăsta te duci cu niște copii care câteodată nici nu te ascultă cum trebuiește și înveți acolo, te super. Tu slujești mielușeilor, în timp ce alții vin la adunare să asculte, tu ai timp de repetiție, pentru că asta nu o faci pentru tine, ci o faci pentru biserica Domnului, pentru logodnica Domnului. Faptul că te pregătești la predică, faptul că îți pasă de biserică, ăsta sunt lucruri prin care arăți că iubești pe Domnul slujind bisericii sale. Ești prins în ceva? Sau doar consum? Nu ești de acord cu cealaltă? Parcă mers mai bine, Câteodată venim în biserică să consumăm, iese corul și cântă, parcă cântă la un preț, noi am plătit un preț la biletelor și ei cântă sub preț, ca atare tășem tăzi din gură, parcă plictisiți și nu mai știu cine și-o lăsa copiii ca să fie la repetiția la care au trecut. Dar biserica este slujită. Că tu n-ai niciun amin, niciun slăvit să fie Domnul, n-ai niciun Domnul să te binecuvinteze. Și biserica e aici. Și după ce iese de aici, E atacată pe toate direcțiile de cel rău, care vrea să o vadă zdrobită. Și aici se adună biserica să întărească. Vii cu darul tău, pentru că îi prezent mirele aici slăvit să fie Domnul. Totdeauna când încurajezi pe cei din adunarea Domnului, când le slujești cumva, mirele se bucură și într-o zi nu va începe nunta fără tine, pentru că tu îi slujești lui. Psalmul 91... Este unul dintre psalmii cei mai încălcați cu făgăduințe. Că te-aș ruga tare mult, găsește-ți locul în care te-a chemat Domnul să slujești. A lăsat Dumnezeu oameni mai capacitați, mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, cum vreți. Eu lăsat în lume. Te-a adus pe tine și pe mine aici, că fiecare avem de făcut o slujbă. O slujbă unică. Eu sunt unic. Fratele Ionel e unic, cum fiecare din frați slujitorii e unic. Eu îi pot ajuta pe ei, ei mai pot ajuta pe mine. Eu trebuie să fiu găsit credincios în lucru încredințat mie. Tu trebuie să fii găsit credincios în lucru încredințat ție. Puneți întrebarea asta, de ce te-a dus Dumnezeu aici? Comentator muzical și literar? Sau ți-a dat o slujbă pe care n-ai identificat-o? Te rog frumos, găsește-ți locul și iubește-l pe Domnul slujind biserica sa. Fă-ți lucrare la care te cheamă Domnul și fă doar ceea ce te-a chemat El. Cu toate că e mare nevoie. O să vedeți oameni care nu se amestecă în treburile altora. Chiar dacă nevoie. e nevoie. Domnule, asta e domeniul meu. Îmi place tare mult și dau exemplul ăsta cu care vreau să închei. Spune Sfânta Scriptură că Filip a predicat Evanghelia în Samaria și mulțim de oameni au venit la credință. Și Filip, pe lângă darul de a predica, i-a botezat. Și samaritenii au primit cuvântul, fiind botezați de Filip. M-aș fi așteptat ca biserica din Ierusalim știind cum e normal. După ce au fost botezați, trebuie să primească Duhul Sfânt, că asta și predica din ziua cinzecimii. Când au întrebat evreii de acolo ce să facem, Petru nu le-a spus, fiecare dintre voi, dacă vrea, crede în Iisus Hristos, și după aceea mai vedem noi. Nu, setul de mântuire este următorul. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Isus, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Pentru că mântuirea se duce la bun sfârșit cu ajutorul Duhului Sfânt. Doamne ajută! Poți să o duci așa. Ăsta era setul. Biserica din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul, m-aș fi așteptat să spună, băi Filip, și așa prin tine să mai fac minuni și semne. Și așa prin tine au venit ăștia la credință. Și așa tu ești botezat pune mâinile peste ei, fă să fă ceva și dacă îți botezați cu de Domnul, cu Duhul Sfânt, înseamnă că merge și lucrarea asta, ești chemat la lucrul ăsta. Dar Biserica din Iusalim știe că Filip e chemat să predice și să se boteze. Atâta tot. De aceea trimite doi dintre cei mai importanți oameni, pe Petru și pe Ioan, să se roage pentru samariteni să primească Duhul Sfânt. Nicăieri nu ne spune Scriptura că Petru și Ioan l-au luat și pe Filip hai și tu, oricum ăștia primesc Duhul Sfânt pentru că ne rugăm noi, pentru că avem darul ăsta. Dacă să te creștem și pe tine în ochii poporului, hai și tu aici și noi. Nicăieri nu există treaba asta. Petru și Ioan se roagă pentru samariteni, ăștia primesc Duhul Sfânt și toată biserica se bucură, lăudați să fie Domnul. Acum uitați-vă dumneavoastră. Pe când Filip se bucura de ce era acolo, un înger al Domnului vine la el și spune, scoală-te, și du pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Căci carul, caleașca, cu ministrul de finanță, nu era plecat de Ierusalim. Să scoală Filip, aleargă, vede carul și spune, Duhul, ajunge carul ăla. Când ajunge carul, famenul ministrul de finanță citea din cartea profetului Isaia, ajunsese la capitolul 53 și habar n-avea ce citește acolo. Și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și asta spune, nu, sui în car. Și începe Filip să facă la și chemat. Predică și botează. Nu știu cum tu -și asta fără Duhul Sfânt? Acum, doar atâta, cearcă, băi, să mai dă ceva. Hai să încercăm, să vedem dacă merge. Filip nu se bagă niciodată. Cum l-a adus pe dânsul cineva pe un drum pustiu să-și facă lucrarea lui, nu știm dacă după aceea n-a adus pe altcineva să fie botezat de Domnul cu Duhul sau poate l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt în, în Palatul Candace, în Candace. Dar el nu s se amestecă peste lucrarea lui, peste lucrarea altuia. Își face doar lucrarea lui știi la ce te cheamă Dumnezeu? Să ne ajute Dumnezeu. Pentru că vine vremea, iubitul meu, că trece timpul. Vă doresc tuturor să trăiți ani mulți și fericiți, dar oricum treci, se duce. La sfârșit de drum, nu contează pe unde te-ai învârtit și ce ai făcut. La sfârșit de drum, cineva va spune, am lăsat regi și împărați afară. Am lăsat laureații ai premiului Nobel și oameni bogați. Te-am adus să-mi faci o slujbă mie în biserică și să-mi ocrotești logodnica mea ce ai făcut? Ce vei spune în ziua aceea, Doamne, am mai fost puțin pe la dirijat, am mai fost puțin băgător de seamă printr-o parte, am mai fost pe altă parte, am mai încurcat pe unul, am mai încurcat pe altul. Ce vei zice în ziua aceea? Ce bine să ne trezim în seara asta, Doamne ajută! Și când ți-ai găsit locul, fratele meu, și chemarea pe care ți-a dat-o Domnul, te culci în fiecare seară liniștit, că dacă te cheamă Domnul, tu ți-ai încheiat lucrarea. Dar dacă nici nu știi unde te-o chemat, la ce mori? La ce ți încheie alergarea? Dacă nu știi la ce te chemat și nu ești degeaba aici. Vrem tot să avem abonament la Psalmul 91. Doamne ajută! Dar pentru asta trebuie să intri sub aripile celui prea înalt, primindu-L pe Hristos ca Domn al vieții tale. Trebuie să rămâi sub aripile celui prea înalt curățindu-ți viața, sfințindu-te, înnobilându-te cu darul și apoi plecând cu mandat în lucrarea Domnului, ca apoi să vii din nou în biserica care te-a trimis și care te recunoaște. Apoi verbalizezi, spui ceea ce crezi despre Domnul tău, pe toate drumurile în înalți pe Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul tău. Și apoi îl iubești pe Domnul slujind logonicei sale, slujind turmei sale, fiind la dispoziția Domnului. Nu contează oboseala, nu contează că cineva mai face mișto din tine. Nu contează că cineva îți pune piedică. Tu slujești logodnica lui Hristos. Tu o crotești. Că vrea cineva să-i scoată ochiul. Tu te pui tu acolo ca biserica să nu supere. Și logodnicul spune, vine ziua anunții. vei fi un invitat de seamă. Pentru că mi-ai păzit logodnica mea. Ai făcut-o să fie fără pată, fără zbârcitură, împreună cu toți cei rați răscumpărați ai mei. Frații mei, pentru oameni de genul ăsta Dumnezeu le dă abonament, îi satură de viață lungă și le arată mântuirea sa. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte de abonament. Amin.